În continuare, ne vom opri la soiul Fernor, un soi francez bine cunoscut aici în Moldova. O nucă de foarte mare calitate, cu un miez surprinzător de alb. Ce este interesant la soiul Fernor, afară de calitățile fructului, observați și voi ce calitate foarte frumoasă a miezului. Ce este interesant, spuneam, la Fernor este faptul că este un soi foarte tardiv, este cel mai tardiv soi comercial din lume, care are capacitatea și avantajul de a evita aproape, aș spune, 100%, nu s-a întâmplat niciodată, cel puțin până la acest moment. Deci de a evita înghețurile târzii de primăvară, cât și infecțiile primare cu bacterioză și viermele mărului. Din punctul nostru de vedere, dar și al multora dintre cei care deja îl au în levezele lor, Fernor este soiul care convine cel mai bine pentru înființarea plantațiilor de tip bio, pentru că are această rezistență foarte bună la diversi dăunători și la tot spectrul de boli criptogamice, în primul rând antracnoză, coletotricum, dar și altele care pot afecta alte soiuri. Iată, Fernor are un soi de imunitate. Din dezavantaje, este un soi cu coada ceva mai tare, dar observați că nu am careva dificultăți în a sparge această nucă. Mai mult decât atât, miezul fiind încă verde, deci nu practic are de pierdut încă destul de multă umiditate. Iată, nuca se sparge ușor și se scoate ușor din... Deci miezul se extrage foarte ușor din cavitatea nucii. Dar coaja este ceva mai dură decât la alte soiuri. Iată, asta a fost soiul Fernor. Pepiniera Voinești este la fel primul producător al pomilor altoiți de nuc din acest soi. Îl altoim încă din anul 2012. Să vorbim în continuare despre soiul Lara. Lara, de asemenea, este un soi francez. Este o nucă cu o formă foarte specifică, foarte ușor de recunoscut, de calibru destul de mare, mai ales în condiții de cultură foarte bune. Mă refer la soluri fertile, este aproape un imperativ pentru soiul Lara și irigare. Cu toate acestea, deci Lara nu este soiul cu cel mai alb miez. În Franța este considerat principalul soi pentru consumul în stare proaspătă, adică fără uscare, din motiv că această nucă sau miezul acestei nuci are tegumentul sau pielița, cum îi mai spunem noi, dulce, nu are amărăciunea specifică a altor soiuri, ceea ce îl face soiul de preferat pentru consumul în stare proaspătă. Vedeți, într-adevăr, poate noi am strâns prea devreme nucele acestui soi, trebuia să le mai fi lăsat un pic, dar iată, aspectul miezului este ceva mai întunecat. În schimb, este o nucă, într-adevăr, foarte frumoasă, globuloasă, foarte atractivă ca și aspect general al nucii. Probabil faptul că miezul acestui soi este oarecum un pic mai colorat îl plasează cumva nu chiar în topul preferințelor nucicultorilor din Moldova, știind că aici totuși nucicultorii noștri se orientează și pe bună dreptate către înființarea levezelor cu soiuri care produc un miez mai
mai de calitate. Deci asta a fost Lara. Un soi interesant cu calitățile sale, cu virtuțile sale, dar poate mai puțin în planul aspectului miezului. În cele ce urmează o să vorbim despre soiul Ferjan, un soi mai puțin cunoscut aici în Moldova, care la fel a fost introdus pentru prima dată în cultură aici la Pepinirea Voinești, acum 6-7 ani. Este apreciat ca un soi foarte productiv, la fel de productiv cu Chandler. Pot spune acest lucru pentru că avem un rând de ferjan în livada noastră. Sunt aproximativ vreo 70 de pomi. Sunt foarte productivi. Aș putea spune că au intrat pe rod chiar mai devreme decât Chandler. Dar ca și Chandler este un soi mai tardiv. Noi l-am recoltat ceva mai devreme și iată că unele din aceste nuși, din păcate, n-au fost uscate cum trebuie și nițel s-au întunecat. Dar, în general, vreau să vă spun că se obține un miez foarte, foarte calitativ la acest soi ferjan. Este un soi de vigoare mică, îl face foarte interesant pentru grădinile voastre, pentru situația unde aveți un teren de suprafață mică și vă doriți un soi de vigoare nu foarte mare, care să ocupe un spațiu destul de limitat. Iată, ferjan este un soi perfect pentru o asemenea situație. Da, din păcate s-a întunecat un pic miezul. O să vedem dacă culoarea va fi mai bună la nucile pe care le vom recolta în perioada următoare. Totuși, partea asta cu recoltarea trebuie făcută foarte atent, nu că trebuie recoltată la momentul optim și imediat trecută prin uscător pentru a stabiliza culoarea. Ați văzut că Chandler, chiar dacă deci a fost recoltat în condiții practic similare cu ferjan, deci la fel cumva mai timpuriu și a păstrat ceva mai bine culoarea. Ține de genetica soiului. Iată, prieteni, cum arată ferjan.